Ziua, vă salut, Tatiana. Astăzi voi veni în fața dumneavoastră cu un nou proiect și anume o căciuliță dantelată pentru femei, pentru fete. Pentru aceasta eu voi folosi firul de bumbac, un fir de bumbac adaptat al croșetului cu numărul cuprins între 3 și 4. Deci, bineînțeles, voi folosi croșetul cu numărul 3. Lucrarea în sine îmi aparține în totalitate, deci tot ceea ce ține de această căciuliță este în mod efectiv opera mea. Voi lăsa aici capătul de fir un pic mai lung și voi face un cerc magic în interiorul căruia voi porni cu trei ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu, pic, 2, 3, firul pe croșet și voi continua în cercul magic, lucrând un total de 24 de piciorușe duble, deci 24, după care noi ne vom întâlni și vom continua lucrarea noastră. 24 piciorușe duble. După ce am lucrat cele 24 piciorușe duble, vom închide cercul magic și vom închide acest rând cu fir alunecat în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul lucrării. Voi continua. Două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Voi continua cu un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, astfel la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe duble, fiecare dintre ele fiind separat de un ochi de lanț. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, deci am lucrat ultimul picioruș dublu cu ochiul de lanț, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi din primul picioruș. Croșetul meu nu prea alunecă. În acest moment voi intra în corespondența firului ochiului de lanț cu fir alunecat, vă rog să mă scuzați, și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, firul de două ori pe croșet și în corespondența aceluiași ochi de lanț voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt, le voi închide împreună și voi continua cu un număr de 7 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, apoi voi lua din nou firul de două ori pe croșet, voi sări următorul spațiu format din ochiul de lanț și voi intra în corespondența celui de-al doilea și aici voi face un picioruș dublu înalt, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Vedeți, am trei fire pe croșet, două de la piciorușele duble, unul de la ochiurile de lanț, le voi închide pe toate trei împreună și voi continua lucrând 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din nou firul de două ori pe croșet. Voi sări spațiul format dintr-un ochi de lanț, voi intra în următorul și voi repeta. Deci, în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, două piciorușe duble, înalte, scuzați. Așa se întâmplă când lucrezi în grabă, pentru că trebuie să filmez. Acum voi închide totul și voi continua. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 7 ochiuri de lanț, care le voi închide
corespondența ochiului de lanț unde am închis piciorușele duble, duble în halte, să nu uităm, voi închide cu fir alunecat, apoi cu fir alunecat, voi intra în corespondența spațiului format din cele 7 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu și cel de-al cincilea. Deci, în spațiu format din cele 7 ochiuri de lanț, avem un număr de 5 piciorușe duble. Voi continua 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi intra în corespondența următorului spațiu, lucrând din nou 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 5. După care voi continua în același mod, 5 ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble, 5 ochiuri de lanț. Continuăm până la sfârșitul rândului singure. Am lucrat ultimele 5 ochiuri de lanț, voi închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, după care, deci cu fir alunecat, care nu vrea să alunece când vreau eu. Cu fir alunecat vom ajunge în corespondența spațiului format din cele 5 ochiuri de lanțuri câte am lucrat până acum. 5. 3. Deci am ajuns în corespondența acestui spațiu. Acum voi face 1. 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu pe care nu îl voi închide, firul pe croșet. Voi face cel de-al treilea picioruș dublu. Acum am 3 fire pe croșet, le voi închide împreună, în felul acesta, după care voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în același spațiu și voi lucra din nou. 1, firul pe croșet, 2, firul pe croșet, 3, deci cel de-al treilea picioruș dublu, voi închide totul împreună. Voi continua cu cele 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și din nou, în corespondența aceluiași spațiu, voi face 1, 2, 3 piciorușe duble, voi închide totul împreună, voi continua cu 4 ochiuri de lanț, aici ne facem loc în felul acesta, deci 1, 2, 3, 4, și din nou, în corespondența aceluiași spațiu, voi face 1, 2, 3 piciorușe duble, le voi închide împreună. Deci acum aici am un total de 4 grupe de câte 3 piciorușe duble închise împreună, separate de 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului spațiu și voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, voi închide totul împreună, voi continua cu cele 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și apoi următoarele 3 grupe în continuare, de către 3 piciorușe duble închise împreună, separate de 4 ochiuri de lanț. Deci,
corespondentă fiecărui spațiu, noi vom avea aceste grupuri. Patru grupe, de câte trei piciorușe duble, închise împreună, separate de patru ochiuri de lanț. Lucrăm singuri și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl voi închide cu fir alunecat în corespondență primului ochi de lanț, la începutul acestui rând, fir alunecat, foarte greu îmi alunecă firul, nu știu de ce. Acum voi intra cu fir alunecat în corespondența spațiului format din cele patru ochiuri de lanț și voi lucra una, două, ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, după care voi intra în următorul spațiu și voi repeta trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Am ales să lucrez acest model, deci de acum în continuare, în corespondență fiecărui spațiu format din ochiurile de lanț, noi vom lucra câte trei piciorușe duble. Vă spuneam că am ales să lucrez acest model pentru că este mai bine de un an de când primesc fotografii cu anumite modele, acest tip de căciuliță, o căciuliță care este purtată foarte mult primăvara, vara și abia acum am reușit să dau curs acelor cereri ale doamnelor care doresc să lucreze un astfel de model. Deci noi vom continua singuri câte trei piciorușe duble în corespondența ochiurilor de lanț. Am ajuns la sfârșitul acestui rând, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment voi continua lucrând două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi adăuga alte patru ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Voi număra 1, 2, 3, 4 piciorușe duble și în corespondența celui de-al cincilea voi face un picioruș dublu. 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul pe croșet, din nou număr 1, 2, 3, 4, în corespondența celui de-al cincilea, un picioruș dublu. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând pe care îl vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș dublu. Cu fir alunecat voi ajunge spre mijlocul primului spațiu, iar aici voi face, scuzați că mă încurcam, voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi ajunge trei ochiuri de lanț care vor fi ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, și mă deplasez către următorul spațiu și voi face un picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț de separare și voi continua un picioruș dublu în corespondența următorului spațiu. Trei ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu în corespondența următorului spațiu. Astfel vom lucra până la sfârșitul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând pe care îl vom încheia în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț de la începutul rândului cu fir alunecat, după care vom intra în corespondența primului spațiu format de cele trei ochiuri de lanț și lucrăm două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, apoi voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu,
după care mă deplasez în spațiul următor și voi lucra din nou trei piciorușe duble. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul rândului, în corespondența fiecărui spațiu vom face trei piciorușe duble, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns din nou la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând. În acest moment noi vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. 10 ochiuri de lanț. Apoi, deci aici avem primul picioruș dublu. De la acesta numărăm 1, 2, 3, 4. Vom intra în corespondența celui de-al cincilea. Voi face un picioruș scurt. În corespondența celui de-al șaselea voi face din nou un picioruș scurt și voi continua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț și voi continua în același mod. Voi număra 1, 2, 3, 4, 5, voi intra în corespondența celui de-al cincilea, picioruș dublu și fac piciorușul scurt, în corespondența celui de-al șaselea, din nou un picioruș scurt și voi continua cu seria de ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi închide aici în piciorușul numărul 5 cu piciorul scurt, după care mă voi îndrepta în primul arc format din cele 10 ochiuri de lanț, dar mai întâi voi face trecerea cu fir alunecat. În momentul în care am ajuns în acest punct, voi face un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, un picioruș dublu redus. Voi continua o serie de 8 piciorușe duble. 1, 2, 3, bate soarele aici și 3, 4, 5, 6, 7, 8, deci 8 piciorușe duble, un picioruș dublu redus, 2 piciorușe scurte, 1, 2, după care mă voi îndrepta în corespondența următorului arc și voi lucra în același mod. 2 piciorușe scurte și voi continua. Picioruș dublu redus, 8 piciorușe duble, 1 picioruș dublu redus, 2 piciorușe scurte. În felul acesta vom lucra în corespondența fiecărui segment. După cum vedeți, capătă o formă frumoasă această căciuliță. Ajuns la capătul rândului, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt din următorul segment. Cu piciorul alunecat vom ajunge până în corespondența primului picioruș dublu. Deci felul acesta. În momentul în care am ajuns în corespondența primului picioruș dublu, 1, așa, noi vom face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul de croșet, și vom face o serie de 8 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Deci aceste 8 piciorușe duble corespund piciorușelor duble lucrate în rândul anterior, doar că sunt separate de un ochi de lanț. Acesta avem 4.
Nu uitați că acesta este un model pentru doamnele începătoare. Este o căciuliță care se poartă foarte mult în perioada timpului cald, cu ultimul ochi de lanț și ultimul picioruș dublu. Și, așa cum spuneam, este un model pentru doamnele începătoare. Voi lua firul pe croșet în momentul în care am terminat cel de-al optulea picioruș dublu și voi intra în segmentul următor, exact în corespondența primului picioruș dublu care urmează. Și repet din nou, un picioruș dublu, un ochi de lanț, mă deplasez în următorul picioruș dublu. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, deci o serie de 8 piciorușe duble, în corespondență piciorușelor duble din rândul anterior, separate de un ochi de lanț, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi din primul picioruș. Vom intra în corespondența primului spațiu format din ochiul de lanț și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț cu care voi face un picot. După care mă voi deplasa în următorul ochi de lanț și voi face din nou un picot format din 3. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț pe parcursul întregului rând, noi vom lucra un picot și astfel acesta va fi ultimul rând cu care noi vom încheia această lucrare. Voi continua pentru a ajunge la trecerea celălalt segment. După cum vedeți, capătă o formă frumoasă. Depinde apoi de firul pe care îl veți folosi dumneavoastră, iar la încheiere vă voi explica și modul în care puteți face orice mărime doriți lucrând acest model. Deci poate fi adaptat oricărei circumferințe a capului. Și vă voi explica modul în care. Deci aici voi lucra ultimul picot, după care imediat voi trece în următorul spațiu format din ochiul de lanț din următorul segment. În felul acesta. Deci Între aceste segmente noi nu trebuie aici, nu va veni picot, doar în aceste spații. Și vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul rândului. În momentul în care am lucrat și ultimul picot, vom închide lucrarea cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Îl avem aici imediat. Vom scurta firul și vom ascunde capetele de fire, atât cel din mijloc, de la cercul mare, cât și acesta. Apoi mă voi întoarce cu produsul final, voi încerca să-l aranjez pe ceva, să vedeți modul în care se prezintă. Eu, ca de obicei, ascund firul cu croșetul. Să vedeți modul în care se prezintă, dimensiunile produsului final și modul în care putem lucra această căciuliță pentru diferite măsuri. Deci ne vom reîntâlni. Din păcate nu am reușit să găsesc un balon. Le-am găsit, dar sunt deja sparte, sunt de ceva timp și nu am reușit să le umplu. Cum au stat puse în felul acesta, toate sunt tăiate aici, în sfârșit. Așa se prezintă această căciuliță.
Ea este perfectă pentru mărimea capului meu. Capul meu are o circumferință de 54 de centimetri. Pentru a face o mărime mai mare, doar trebuie să adăugăm două piciorușe duble în plus. 2-4 buci de circumferința capului pentru care doriți. Și astfel cu un segment noi vom mări numărul. La final vreau să vă arăt una dintre fotografiile trimise și puteți vedea apoi modul în care se prezintă cam în felul acesta stă pe cap. Uitați-vă, lipită, mulată, practic, pe cap. Eu atât am dorit să vă prezint ce este un alt model, un model pe care eu nu-mi permit să-l lucrez, deoarece ar fi copyright, este undeva un tutorial în limba română. Eu sper că v-a plăcut acest model. Așa cum vă spuneam, este creat, inspirat 100% de mine. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu și, bineînțeles, vă aștept din nou alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!